Salariile sunt atractive, peste 1000 de lire sterline pe săptămână. Mulți șoferi de camion din România par interesați de oferta britanicilor, spre deosebire de polonezi mult mai reticenți. Am și un prieten meu care vrea să meargă, dar mă înțeles că durează o lună de zile acte și mai departe. O să-mi deschid firma pe Germania, pe Anglia, unde totul se plătește mult mai bine. Dacă statul român nu ne permite să lucrăm la noi în țară, noi o să plecăm. Guvernul de la Londra oferă 5.000 de vize temporare de muncă pe o perioadă de 3 luni pentru șofer de camion din străinătate. Acest șofer experimentat din Franța a încercat să găsească o explicație pentru criza actuală de la benzinările din Anglia. S'ils avaient gardé leur chauffeur anglais dès le départ, ils en seraient pas dans cette pénurie. Ils auraient gardé leur chauffeur dès le départ au lieu de les remplacer par des chauffeurs de l'Est. Asociațiile de profil din Marea Britanie susțin că ar fi nevoie de 100.000 de șoferi de camion. Criza afectează alimentarea benzinărilor și aprovizionarea marilor magazine, fiind atât un efect al Brexitului, cât și al pandemiei și al părăsirii acestei industrii de către șoferii britanici.